Valerian Boțocan este doctor în medicină, publicând o serie de lucrări de specialitate. Asta nu l-a împiedicat să lucreze la mai multe povești pentru copii pe care le-a reunit într-un volum care a fost lansat vineri la Biblioteca Județeană. Sala a fost arhiplină cu elevi care au venit să-l cunoască pe autor și să primească o carte cu aventurile piticuților, personajele centrale. Când am auzit că este o lansare de carte, mi s-a părut interesant și pentru că n-am mai fost niciodată, am zis să merg și eu cu toată clasa mea. Îți place să citești? Da, foarte mult. Ce anume? Ce cărți preferate ai, să spunem? Păi, mai mult cele de copii, acum inițial, de fapt nu inițial, citesc Prinț și Cerșetor. Autorul a vorbit celor prezenți cum au luat naștere poveștile reunite în volum, dar și cine au fost critici întâmplărilor cu piticuți și animalele pădurii. Cine au fost cei care m-au stimulat? Copiii. Copiii mi-au fost dragi întotdeauna. Mai ales că am avut o copilărie foarte fericită. Până în anul 1940, când istoria noastră s-a tulburat și când dezastrul s-a bătut și asupra familiei mele. Dar dragostea pentru copii a rămas. Cine au fost criticii mei? Tot copiii. Valerian Boțocan spune că lucrează la noi aventuri ale piticuților, sperând ca ele să fie publicate cât mai curând. Copiii s-au declarat încântați de ilustrațiile volumului, sperând ca poveștile să fie la fel de frumoase, pentru că sunt cititori fervenți. Au luat și autografe de la autor. E foarte frumoasă, adică are și ilustrațiile minunate. De ce așteptări ai de la ea? Cu ce vrea să fie? Cu multe imagini, așa, să fie veselă, fără tot felul de chestii care se întâmplă prin desene. Prima mea impresie, cred că o să fie o carte foarte frumoasă. Tu ce cărți preferate ai? Ce ai citit până acum și ți-a plăcut? Nucleaurii. Ia spune, ce așteptări ai de la carte? Ai apucat să o răsfoiești? Cum ți se pare la prima vedere? Da. Cum ți se pare așa? Ce ai văzut? Frumoasă. Care este cartea ta preferată? Prostia omenească. Îți place să citești? Da. Care sunt cărțile tale preferate? O carte care ți-a plăcut ție sau o poveste? Tom Sawyer. Din poveștile copilăriei mele face parte din colecția de literatură Biblioteca Giurgiuveană, lansată în urmă cu 2 ani. În pregătire se află un volum de anecdote istorice semnat George Rădulescu și un roman scris de Ionel Muscalu.